Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Sper din tot sufletul, vă rog, rugați-vă să pot să fac etalarea liniștită până la sfârșit, până la final. Etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord învărsător, dacă vreți. Etalare pentru sfârșitul de august și septembrie, octombrie, cât vreți voi, cu cât sunt mesajele mai frumoase, să dea Domnul să se manifeste cât mai repede și pe perioadă cât mai lungă. Când sunt mai puțin frumoase, să treacă cât mai repede. Mesaje de la îngeri, în primul și în primul rând. Lucrurile sunt mai profunde, the heart of the matter. În curând, cu Saturn în casa voastră, pe soarele vostru sau pe alte planete, ce aveți, ce avem, că și eu am, mi-e și groază când o să înceapă să, când o să revină, că a fost odată Saturn pe Venusul meu. Pentru că cei care știți, Saturn vine cu transformare și apoi, dacă ne facem temele, vine și cu cadouri. Totuși este o planetă de pământ, foarte sobră, serioasă, dar care promite note bune, cadouri când ne facem treburile. Și va trebui să treceți, să trecem și eu trec, ca mai multe planete învărsător. Să trecem prin această restructurare. Obligatoriu. Ne place, nu ne place, trecem. Cine a experimentat vreodată Sa de Sati, Saturn pe Lună, știe cât este de greu. Acum, în ce poziții planetare vă veți afla, rămâne de văzut. Începe transformarea. A început deja. A început, posibil de câțiva ani, posibil de acum câteva luni, de când a intrat prima oară Saturn în Capricorn. Însă, va trebui să învățăm, mă includ și pe mine, da? Să înțelegem inima lucrurilor, matter, da? Este vorba de materie, este vorba de Saturn, este vorba de profunzime, da? Asta face. Saturn organizează în profunzime niște situații care țin de practicabilitate și uneori e neplăcut pentru cei care se lasă guvernați de Uranus și mai puțin de Saturn. Pentru că Uranus o aduce distrugerea, aduce haosul, dar după haos trebuie restructurare. Dragii mei, nu se trăiește așa într-un haos total. Și știu că e mult de discutat, probabil o să facem o dată, Doamne ajută, și discuții pe problemele astea. Însă, acum ăsta este mesajul. Lucrurile sunt mult mai profunde, trebuie să ajungeți la inima lucrurilor. În acest moment simt că trebuie să ajungeți pe cale intuitivă, prin somn, este un somn, eventual somnul rațiunii naște moștri. Dacă cumva nu vă conectați nici la rațiune, nici la intuiție și acționați conform impulsurilor, tendințelor uraniene, e nasol, e nasol. Că vom experimenta sau veți experimenta haosul. Însă, încercați, încercați și conectați-vă la vibrații înalte, că va veni și Jupiter, nu doar Saturn, avem și vești bune. Și chiar dacă nu vine, aveți fiecare om are Jupiter, norocul său, undeva. Conectați-vă la norocul vostru, la Dumnezeu vostru, la îngerii voștri, ca să treceți cu bine, ca să trecem cu bine. 22, număr maestru, 2 și 2. 2 și 2, eventual, 2 și 2 înseamnă 4, 4 e stabilitate, casa a patra, în familie. În familie petreceți timp de calitate împreună. Sau în relațiile de lungă durată, pentru că a apărut și îndrăgostiții. Însă, petreceți timp de calitate cu oamenii pe care vreți să-i manifestați, pe oamenii care vreți să-i păstrați în jurul vostru. Da? Încercați să vedeți în inima lucrurilor, în inima situației, în inima familiei, a relației, a voastră. Doi și doi, da? Două relații. Ar putea să fie două cupluri, știu că e un mesaj pe care îl primesc acum, da? Dacă până acum voi ați relaționat Uranus, doi, da? Până acum. Acum veți relaționa sau urmează să relaționați Saturn, stabilitate, haos, deci haos versus stabilitate. Două relații total opuse. Pot să existe în aceeași familie, în aceeași relație, două etape. Sau să alterneze momente de nebunie, de haos cu momente de stabilitate, de ordine și de conștiință. Însă, petreceți timp de calitate cu oameni
cu oameni de calitate, evident, cu oameni care nu au calități, calitățile pe care le căutați, sau oameni care nu se dezvoltă, nu veți găsi timp de calitate. Deci dacă vreți să aveți timp de calitate cu oamenii în general, să vă întâlniți acei ghizi despre care am vorbit în ultima postare de pe Facebook și voi lucrați cu voi și voi încerca să vă aprofundați, să vă conectați la îngerii voștri, ca îngerii voștri să vă aducă oameni de calitate. Că la un dat se va naște o relație, iar pentru cei singuri bine, pentru cei în relație se va transforma, iar e posibil. Dați-vă șansa la dragoste, dar dragoste profundă, nu haos, nu aventuri, nu. Nu. O dragoste care susține valori, da, stabilitate. O dragoste care vă crește, nu aventuri. Dați-vă șansa la dragoste, că sunteți în cuplu, dați-vă șansa să treceți prin acest portal și să vă transformați relația, dacă vreți. Ascultați cu inima, nu cu impulsurile, nu Uranus. Uranusul, dragii mei, și-a mâncat copiii, da? Și Saturn. Așa că încercați și conectați-vă la alte planete din harta voastră natală care vă aduc mai aproape de inimă, că toți avem o inimă. Fiți doritor să vă exprimați dragostea. Unii, posibil, vă veți exprima dragostea și erotic, pentru că eu scoiculiță și scoiculița erotică, dar mai presus de toate, îmbrățișați-vă emoțiile, vorbiți limbajul dragostei și mai presus de toate, iubiți-vă, iubiți, love who you are, iubiți-vă așa cum sunteți, ce e numărul 8, evident, casa 8 a scorpionului este Pluto. Este Pluto, Scorpionul, că dacă experimentați dragoste, dragostea asta ne transformă. Dacă voi veți, unii aveți tendința să vă păstrați independenți într-o relație, nu există așa ceva. Nu, relațiile ne transformă în bine sau în rău. Luați ce vreți, da? Suntem într-o călătorie spirituală toată viața. Iubiți ceea ce sunteți în acest moment, proiectați-vă. Plănuiți-vă că vine Saturn, asta înseamnă planuri, înseamnă restructurări, plănuiți-vă cum vreți voi să fiți, da? Să aveți timp de calitate, cu oameni de calitate și dacă vă veți plănui, atunci veți ajunge, da? Vă faceți planuri, vă faceți o hartă în această călătorie, nu vă lăsați duși de val, nu în haos se creează, nu, în ordine se creează. Din haos s-a născut. Da, bine, sunt multe variante, multe povești. Credeți că nu le știu? Le știu. Nu le pot spune pe toate, că nu am timp. Dar, Doamne, ajută să am timp. Dați-vă, iau de călătorie. Călătorie singuri și călătorie împreună. E o călătorie individuală, personală și o călătorie în relațiile pe care le experimentați. În fiecare relație, cu mama, cu tata, cu sora, cu fratele, cu iubitul, cu iubita. Da? Cu vecinii și ai o relație, cu colegii și ai o relație. Fiecare aduce o relație cu el. Și atunci, da, lucrurile sunt mai profunde. Alegeți-vă oameni de calitate ca să petreceți timp de calitate, eventual, acasă, e casa a patra, da? În familie, eventual. Ce mai spune aici? 4 și cu 6, 10, adică 1. Începeți un moment, da? Declanșați, inițiați aceste momente de calitate cu oamenii speciale. Îndrăgostiți, ce frumos! Îndrăgostiți, ce frumos! Stau în lumină. Nu neapărat că vă iubiți cu lumina aprinsă, nu asta vreau să spun. Vreau să vă lăsați copleșiți de această lumină, că e lumină feminină, de lunară, că este lumină masculină, solară, fiți în lumină, da? Fiți în adevăr, fiți profunzi. Și loving all that is. Există o energie feminină, am zis lunară, lunară, îmbrățișați lumina. Pentru că lumina aceasta, că sunteți singuri, vă va aduce parteneri în lumină. Că sunteți singuri, că sunteți în cuplu, îmbrățișați lumina, asimilați-o și transmiteți-o mai departe celor de lângă voi. Dacă vreți, dacă vreți, dacă vreți. Nu e ușor, nu zice nimeni că e ușor.
Io 22, iar numărul 22 poate este important pentru voi. The guardian of the soul family. Deci, unii chiar este vorba de un cuplu, neapărat familie, un cuplu care este provocat, da? Îndrăgostiți. Sunteți susținuți de acest înger protector al familiei sau al legăturilor de lungă durată sau stabile. Dacă n-ați experimentat așa până acum, va trebui să vă cuplați la această energie luminoasă, evident, pozitivă, superioară, ca să vă atrageți acest gardian și să vă păzească relațiile viitoare, cum am spus mai devreme, că noi fi spus degeaba că de-aia facem channeling. 2 și 2, două tipuri de relații. Dacă până acum au fost uraniene, acum sunt saturniene. Da? Familia este reprezentată de Saturn, printre altele, dar este contractul semnat la primărie. Conectați-vă la lumină ca să vă protejați relațiile și să vă țineți relațiile în lumină, în adevăr. Aveți un înger, alt înger, e al doilea, gardianul familiei și îngerul de lumină. Nu de lumină, de pământ. Un înger de pământ, tot în lumină, însă în lumină și pământul, da, în soare, manifestă varianta sa cea mai bună, crește, da, se dezvoltă. Dacă nu e soare, dacă e întuneric, n-are cum să se întâmple toată vegetația. Evident, nu trebuie să fie nimic în exces, că vorbim de Uranus și de exces și de Jupiter și de alte de-astea. Posibil, unii dintre voi văd că apare înger de pământ și mai apare bărbatul de pe pământ și femeia din cer. Că sunteți voi femeile din cer, da? Semn de aer, da? Aer, cer. În legătură cu un bărbat, semn de pământ sau marca de pământ sau marca de o energie pământeană, terestră, neapărat de pământ, poate să fie o energie pământeană, practic sau materialist. Varianta bună și nebună. Foarte posibil. Foarte posibil. Este un cerc. Ring of Time, ăsta e cercul lui Saturn. Este un cerc saturnian, este un ciclu karmic, o relație karmică pe care ar trebui să o înțelegeți. Dacă vă place, o transformați, dacă nu, o ieșiți din ea sau o suportați. Ideea este că există totuși bărbat de pământ, da? Și înger de pământ. Interesant, interesant. Vreau să spun altceva. O să-ți lansez primul mesaj și apoi pe al doilea, că mi-a venit al doilea mesaj între timp. Deci, am spus că unele doamne, deși nu poate să fie și domn, să fiți marcate de parteneri pământeni, terestri, materialiști. Și în acest parteneriat, relație, să fi fost foc și gheață, pasiune cândva și gheață acum. S-a invers. Ce e gheață acum să se transforme iar în pasiune, da? E o schimbare de energie. Însă această schimbare vine cu o erupție de lumină. Să transformați gheața în foc, trebuie să manifestați această erupție de lumină. În acest context, o simt ca pe o comunicare în adevăr. Să comunicați adevărul, să comunicați în alt, cum am zis, da? Petreceți timp de calitate, comunicați lucruri de calitate ca să puteți manifesta această topire a gheții și temperare a focului, da? Să echilibrați aceste forțe în relația pe care o simțiți. Dar am spus că acesta era primul mesaj cu personajul de pământ sau marcat de pământ. Dar acum văd alt mesaj. Văd alt mesaj. Pentru cine o fi, rămâne de văzut. Am senzația că în acest context, bărbatul de pământ, femeia de cer, da, de aer, unul dintre voi, nu vreau să zic care, da, în general ne alegem noi varianta cea mai bună, dar unul dintre voi are, ia uite, se conectează la o altă vibrație, 11, cineva marcat de 11, sau se conectează la o vibrație înaltă. Știți că e număr maestru, a apărut și 22 și apare și 11. Unul dintre voi se conectează la această vibrație înaltă și are parte de această erupție de lumină, de această inspirație, comunicare cu energii superioare, cu oameni de calitate, petreceți timp de calitate, da?
care ajută să înțeleagă inima, materie, inima, lucru, în fine, să se înțeleagă, să se înțeleagă și să se iubească unul dintre voi, da? Și atunci personajul care face acest lucru, foarte posibil, dacă a fost pasiune, să se răcească și să caute într-o altă direcție angelică, angelică, pentru că apare iar gardian, înger, da? Îmbrățișarea inimii. Cine face acest lucru merge într-o altă direcție, da? Manifestă acest foc într-o focul spiritual, într-o direcție spirituală și se răcește față de, să zic, un trecut materialist sau extrem de rațional, pentru că cerul poate să fie și rațional. Bă, sper că înțelegeți, da? Că sunteți voi, că sunt ei, variază. Și atunci, cine se lasă marcat de această erupție de lumină, experimentată pe multe căi, nu vă mai dau atâtea variante, vi le găsiți și voi, da? Cine se lasă marcat de așa ceva, va îmbrățișa lumina, va îmbrățișa o altă direcție, transformarea, da? Saturnul acela. Acum, alte mesaje scurte. Regina de monede, soție, personaj, mamă, ce tare vorbesc. Soție, mai mult sau mai puțin, prietenă de lungă durată, mamă, da? Unul dintre voi a fost în această postură. Însă, iar, repet, cineva a fost între un semn de pământ și alt semn. Partenerul vostru stabil, să zicem, regina de monede, este urmat de 8 de spade și cavalerul de spade. Că acest partener își găsește aventura, sclipirea, spiritualitatea, 8 și cu 1, 9, e spiritualitate. Dar simțul de, eu știu, dorința de a cuceri noi teritorii intelectuale, spirituale, într-o altă direcție, foarte posibil. Cineva care îi aprinde acest foc. Foarte posibil. Ori partenerul, ori voi căutați această pasiune într-o altă direcție. Mare grijă să nu căutați doar pasiunea, doar aventura. Căutați creșterea. 8 înseamnă transformare prin comunicare, timp de calitate, timp de calitate. Dacă v-ați, pentru că regina unor poate să și stagneze, stă pe tron, dar stă, nu merge. Da? Dacă vi se pare că stagnați într-o direcție și vreți să ieșiți în energie, da? E Uranus, uneori, asta ar putea să fie Uranus foarte bine, deși mai degrabă cavalerul de spade, dar în fine. Înțelegeți. Dacă v-ați plictisit de o relație prea materialistă, prea stagnantă, prea terestră, da? Nu trebuie să rămâneți în armura acestui aventurier, ci trebuie doar să tindeți mai spre nori, da? Spre ceruri înalte. Altfel, rămâneți într-un deșert dacă vă mulțumiți cu aventura. Am zis schimbare de relații uraniene sau saturniene. La capătul setului de cărți, conflicte. Probabil că apar gelozii, iar semn de pământ, că o fi semnul de pământ gelos, că o fi altcineva, da? Se dorește. Redescoperirea destinului într-o direcție. Într-o direcție, într-o nouă direcție. Se dorește victoria, că a apărut și faetonul. Acum s-ar putea victoria pentru unii să fie într-o altă direcție. Nu tot acolo. Regina de monede își cunoaște valoarea. Învățați-vă să vă iubiți și să vă cunoașteți valoarea ca să puteți să mergeți în direcții care vă instigă spre creștere spirituală. Repet, spiritual, pentru că e important. Vorbim de 2020. Ia. Vărsător în cuplu. O dată, de două ori. E, sunt multe. Dar am văzut o atitudine defensivă. Cineva e defensiv. Iar apare semn de pământ, domnule. Vai, dar nu mai monezi. Voi, dar nu mai la bani vă gândiți. Wow! Obsesie, codependență, obsesie pentru sex, codependență pentru acești bănuți pe care îi faceți împreună.
Unii dintre voi, sorry, sorry, mare grijă să nu, dacă aveți activitate intimă mai des decât de obicei, să nu aveți un copilaș la un moment dat. Să fie în discuție un copil, dar apare totuși cavalerul de spade care poate să însemne eliminarea copilului din poveste, pentru unii. Pentru unii, poate aduce vestea acest cavaler de spade a unui copil. Rămâne de văzut. Da, aveți taur, balanță, aveți semn de foc, cavalerul de spade, de bâte și regina de bâte, seducătoarea, aventurierul. Acum că aventurierul este semnul de pământ, că sunteți voi, iar pentru mine nu contează, există o seducătoare și un aventurier, da? Posibil, unii dintre voi vă doriți împăcarea, 6 de cupe, cu fostul, și căutați motive. Căutați motive de discuții. Cum o să fie, ce fericiți o să fim noi, sau cu ce copilaș frumos o să avem noi. Da, dar dacă motivul este doar ăsta, degeaba. Da, o să fie lipitor și o să apară filmora. Ce vreau să zic, că deci a apărut 8 de monede, 9 de monede, 10 de monede. O evoluție, da? De la muncă. Ați muncit pentru independența voastră, doamnelor, da? Și vă atrageți abundență. Ok. Că sunteți în relație cu cineva cu care puteți să creați o familie, că sunteți deja în familie, că vorbim de familie, da? Poate totuși nu sunteți căsătoriți, dar sunteți într-un cuplu. Poate că unii ați alternat tot timpul, știu, cazuri. V-ați împăcat, v-ați despărțit, ați fost căsătoriți, ați fost singuri, iar v-ați căsătorit, iar ați fost singuri, iar 8, transformare, da. Dar ce mă îngrijorează pe mine? Că apar numai monede. Dacă motivațiile sunt pur fizice, sunt pur fizice, că monedele vorbesc și de dorințe fizice, da? Este destul de tristuleț. Dacă sunt pur materiale, lucrăm la relație ca să facem bani, această stabilitate să ne aducă doar bani și avere. Eu personal nu rezonez cu așa ceva, dar e alegerea voastră. Deci 8, 9, 10, evoluție, da? Dar marcată doar de motivații materiale. Și nu degeaba o fi zis mai devreme, bărbatul de pământ, da? Nu degeaba a apărut și acest diavol. Obsesie pentru bani, obsesie pentru sex, pentru independență. Sunt multe. Pentru carieră, pentru poziție socială, iar variază. Și acest soare este blurat. Este blurat, este acoperit de nori. Ego cuiva, soarele și cu diavolul, oh, dar ego imens, imens. Al cui este? Voi știți? Voi știți. Sunteți voi aici, să zicem, semn de aer, doritor să comunicați despre niște vremuri de odinioară, despre niște amintiri, memories. Ce frumos era când eram tineri, ce frumos era, mai mult eu, mai puțin tu. Da, mai ales, da, frumusețe. Seducție. Însă lucrurile astea, dragii mei, amândoi ați fost frumoși. Poate că mai și sunteți. Încă aveți chimie între voi. Dar, repet, lucrurile astea trebuie transformate. Posibil la un moment dat v-ați mai lăsat singur, v-ați mai recuplat. Dacă vreți să începeți o nouă etapă, cum ați mai devreme la 22, colaborați. Da? Colaborați ca să creați acel 4 stabilitate. Ca să schimbați energia într-o energie benefică. Puteți să transformați visul în realitate, să vă transformați visul în destin. Ho, ce frumos! Dar cine poate să facă așa ceva? Câți? Câți? Deci, această etalare va fi întreruptă pe alocuri. Adică o să o închid, iar o să o fac, o să o închid, iar o să o fac, am ambiția să o termin. O să o pun pe filmora să lipească. Și voi, vă rog frumos să suportați banda neagră, dacă vreți să ascultați, că tot am întârziat. Ne. Da. Asta e, dragii mei, cu relațiile. Cu relațiile. Depinde ce vreți voi
să experimentați. Că și Sidneastria asta, că și harta natală arată ceva, dar totul depinde de voința noastră, ce vrem să manifestăm dintr-o planetă. Și știu că vorbesc cu oameni care au habar de astrologie și dacă nu-mi dați dreptate, este treaba voastră. Eu știu că dacă am niște planete în anumite poziții, pot să manifest cu tare sau cu tare sau cu tare sau cu tare. Și dacă vreau să trec prin toate bine, dacă vreau să trec doar prin anumite, este anumite poziții, este doar alegerea mea să manifest cea mai bună variantă a mea. Acum, vărsător singurei, mai vărsătorilor singurei, vă vindecați după o situație în dragoste, aveți de ales între vindecare și acest cuplu. Poate cu un semn, alt semn de aer sau un geamă sau nu neapărat. Ia uite, vindecare. O dată. Uite, nici n-am apucat să fac de 3 ori. Ok. Da, frumos. Frumoase cărți. Ce zisei mai devreme. Unii, vă veți dori în curând relații serioase. Vă veți dori în curând. Dacă nu v-ați dorit până acum, o să vă doriți. 8 de cupe. Transformare emoțională. Dacă aveți și Saturn pe lună, transformare emoțională. C-o fi Pluto, c-o fi lună, casa 8-a Scorpionului. Poate aveți pe cineva semne de apă, cineva cu marcaj în semne de apă care vă influențează. Însă eu aici văd altceva. Dacă până acum relațiile au fost uraniene sau eu știu de care, saturniene, cu alte marcaje neplăcute, au fost goale, au fost anoste, instabile, mergeți, dragii mei, către 8, către transformare, către 9, căutați lumina mai sus și vine, pentru că ați căutat-o. Vine asul de cupe și nu neapărat pentru unii poate să fie un potențial de nouă dragoste. Dar, dragii mei, învățați această dragoste să o folosiți ca lumea, cum se cuvine, să o manifestați înalt, pentru că după asul de cupe apare marele preot. Apare, vine în viața voastră un personaj care vă ghidează spiritual, eventual vă oferă această șansă să vă vindecați, că asta înseamnă vindecare pentru mine, emoțional, să vă vindecați sufletelul. Ca să creșteți, ca să învățați să vă iubiți. Love who you are, 9 de cupe. 8 și cu 1, 9, 9 de cupe. Învățați să vă iubiți ca să vină dragostea aceea faină, superioară. Și repet, dacă învățați să vă iubiți, vine și dragostea. Dacă veți găsi această cupă de lumină în voi, vine și cealaltă, a noua, a 10-a. Să fiți fericiți împreună. Să aveți o legătură stabilă, spirituală, profundă. Timp de calitate. Petreceți timp de calitate. Aceștia sunt oameni care au calități și vă oferă, da? Vă oferă acest as de cupe. Vă oferă din înțelepciunea lor, din timpul lor, discuții de calitate care vă transformă și vă cresc noi creștere spirituală, emoțională. La capătul setului de cărți, Jupiter, sunteți voi? A, nu! Jupiter, semnul peștilor sau săgetătorului. Am vrut să zic voi, dar nu, voi sunteți vărsători. Roata norocului se învârte. În momentul în care acceptați schimbarea și nu vă încăpățânați, că semnul vărsătorului semn fix e încăpățânat uneori, acceptați să vă transformați, se schimbă, vă schimbați energia, vă schimbați destinul și mergeți. Către un as de monede. Asta cred că ține mai mult de trecut. Da. Asta ține de trecut. Da. Deci, în trecut, ați avut acest spirit aventurier. Obsedant, obsesiv. Înseamnă foarte multe. Adicții pentru jocuri, pentru viață, pentru plăceri, pentru relații de friends with benefits, este citatul vărsătorilor. Da, trebuie să o spun. Cine vrea să recunoască bine, cine nu tot bine. Da? Ați experimentat această energie. Voi, partenerii pe care i-ați atras,
Iar variază, că ați vrut, că n-ați vrut. Și vă întrebați, dar de ce ați experimentat? Pentru că n-ați știut să vă introspectați, să vă analizați de ce atrageți așa ceva. Pentru că aveți și voi ceva, nu? O chestie uraniană. Și atunci a rămas totul în fază de început. Da? Aventură început, aventură început. Poate unii au fost interesați de bani și de sex. Posibil. Dar trebuie schimbată această energie. Aceste energii karmice trebuie schimbate ca să vă atrageți dharma. Pentru că dacă veți continua în această energie, nu-i bine, nu-i bine. Apare marele preot aici. Trebuie să vă ridicați în vibrație, să stați lângă oameni de calitate, nu lângă ce ați văzut. Nu lângă ăsta urâtul, da? Nici lângă acest cavaler care vine, pleacă, vine, pleacă, da? Lăsați în urmă. Lăsați-le, acelea trebuie să le lăsați ca să îmbrățișați Sfântul Graal pentru cei mai tinerei sau cei care nu știți. Citiți un pic despre Sfântul Graal, să înțelegeți profunzimea unor cărți. Și repet, în primul rând, dragoste față de voi. Love who you are. Cum am zis la început. Cam asta e, deocamdată, mesajele generale. Vărsător cu berbec de 3 ori. O dată. De 2 ori. Trădări? Dureri? Unu a experimentat așa ceva. Unu a experimentat trădări, dureri. Trebuie să ieșiți în acest cerc, în acest ciclu. Apare schimbarea, roata norocului. Dacă stați în această energie, nu veți experimenta niciodată bucurii. Că e în această relație, că e în altă parte, important este să vă vindecați și să manifestați relații profunde. Da? Dați-vă șansa la dragoste. Petreceți timp de calitate cu oameni. Da? Încercați să aveți o nouă viziune asupra lucrurilor. Asupra relațiilor. Dacă ați stagnat, dacă ați stagnat în această relație, da, care v-a adus dezamăgiri, schimbați-vă energia, schimbați energia. Și schimbați în momentul în care vă conectați la lumină, cum am zis, la lumină, da? Învățați să aveți relații în care amândoi se sacrifică, amândoi se implică. Da? Ia. Au fost dezamăgiri. Ia. Îndrăgostiții, trei de spade. Au fost dezamăgiri în viața cuiva. Posibil, berbecul. Pentru mine mai puțin contează, voi știți. Că nu e relația mea, dar unul dintre voi a avut niște dezamăgiri. Și din acest motiv trebuie să învățați să manifestați altceva. Să manifestați cu răbdare, să sperați, ca să face trei. Așteaptă, speră la un suflet compatibil, nu la un suflet care îl rănește. Cam atât. Deocamdată. Pentru perioada care urmează. Vărsător cu taur, de 3 ori odată. Vă justiția niște situații legale. Deci odată. Odată. De 2 ori, de 3 ori așa zice. De 2 ori. Ori. Ok. Central. O aventură. O aventură. Un as. O aventură sexy. Care v-a influențat situația. Am două variante.
Da. Cineva a încercat să creeze, nu știu, stabilitate, să ofere bani, eu știu, să se implice practic în această relație, să se implice și pasional și energetic pentru a crea o relație de lungă durată, 10 de monede. Posibil că unul dintre voi încearcă aceste lucruri, însă, în acest moment sunteți într-o situație în tăcere, în separare, în frig. Ori aveți probleme financiare în cuplu, posibil semnul de pământ. Da? Am senzația că semnul de pământ încearcă să se detașeze emoțional. Însă, da, n-aveți nicio cupă. Nu vă implicați emoțional. Dacă vreți să lucrați această relație către stabilitate, 10 de cupe, 10 de monede, da, abundență financiară, puteți cu pasiune și cu muncă, puteți să creați. Dar eu văd în acest moment că sunteți separați. Da? Sunteți separați. Da. Cam asta e deocamdată pentru această perioadă. Rămâne altă dată să vedem ce mai vine. Vărsător cu gemeni. De 3 ori odată. De 2 ori. De 3 ori. Trei de spade. O dezamăgire pe care trebuie să o vindecați. Trebuie să o vindecați. În cuplu. Trebuie să transformați prin comunicare, prin temperanță. Unul încearcă să comunice, unul încearcă să tempereze, să se conecteze la vibrații înalte. Altul fuge. De ce fuge? Fuge de vindecare. Nu poate să decidă. Unul dintre voi nu poate să decidă și stă energia asta discordantă și dezechilibrată. Celălalt își dorește vindecare, conștient, vrea să comunice despre transformare. Da? Poate că unul dintre voi va căuta să vindece această rană în cuplu la un consilier. Însă, în acest moment, aveți consilier, aveți regina de cupe, să zicem. Este o situație emoțională. Unul a încercat să susțină emoțional pe celălalt, dar probabil că n-a fost suficient. Apare 3 de monede, 3 de monede este central. 3 de monede este central. Iar 3 de spade, 3 de monede, poate la locul de muncă, a fost această a treia energie. Că o fi fost munca, că o fi un personaj, iar. Pentru vorbim de așa ceva, pentru că apare separare, apare trăsnetul. Casă, dacă acest trăsnet este o energie care vine din alte luni, ca să refaceți construcția relației dintre voi, trebuie să munciți, este central, trebuie să munciți, să colaborați. Să vă lăsați inspirați, uite, să vă lăsați inspirați de cineva, să vă lăsați inspirați. E transformare, este Saturnul despre care am vorbit. Și să vă hrăniți emoțional, nu doar mental. Toți avem nevoie de emoții, nu contează zodia, da? Să vă vindecați inimioara, care o fi, da? Ca să puteți crea stabilitate. Da? Deci, că acest turn se va manifesta dacă vă găsiți o a treia preocupare la muncă sau pe undeva, mare grijă. Mare grijă.
Dacă s-a manifestat și vreți să-l reconstruiți, munciți, lăsați-vă inspirați și vindecați-vă. Vreau să mai zic că e posibil între voi să intervină un semn de apă sau un semn de pământ. Vorbeam de vărsături cu gemeni. Foarte posibil această regină de cupe să reprezinte energia altcuiva, semn sau cineva marcaș de apă. Da. Vede? Vărsătorac de trei ori odată. De două ori. Și de... apar întreruperile. Da. Sunt curioasă cu cine rezonează. Vărsătorac. Unul dintre voi nu se poate decide. Trebuie să aleagă să decidă. În ce direcție vreți să mergeți? Dacă vreți să mergeți înspre o direcție stabilă, înspre creștere spirituală, creștere spirituală apare și la 8 de la puterea. Central există ego cuiva, există nevoia să vă abțineți într-o situație, să vă controlați. Să vă controlați. Cam asta simt. Trebuie transformare, o transformare profundă despre care am vorbit și la începutul etalării. Sunt spirite total diferite. Unui leu, altui fecioară. În ce sens? Vărsător cu rac. Unui aer, altui apă. Trebuie să alegeți cu grijă direcția, felul în care comunicați, mare grijă, ca să puteți crea, să aprofundați această legătură spirituală, să puteți manifesta stabilitate. Vă trebuie multă răbdare, trebuie să suportați mult unul de la celălalt. Pentru că unul, cel puțin unul dintre voi, este destul de indecis. Cel puțin în această perioadă. Vărsător cu leu. Nu pot să vorbesc mai tare, dați mai tare voi. De trei ori. Central apare magicianul. Urmat la început, doi de spade, lipsa comunicării, cineva și-a blocat sufletul, inima, vorbind de cineva care nu vrea să fie vulnerabil. Și din cauza că nu vrea să fie vulnerabil, se creează o stare de... Nu puteți să manifestați pe deplin, pentru că dacă vrei să manifestați, trebuie să manifestați și cupele. Cine nu manifestă cupele, înseamnă că manipulează, da? Și regele de spade. Regele de spade care nu comunică, care este autoritar, rece, glaciar, tot aia e, în fine. Comunică foarte puțin. Acest magician în acest context mă face să mă gândesc că unul suspectează pe celălalt că l-a manipulat. Asta e. V-am mai zis eu, cu semnele opuse... Eu nu mă bag la semnul opus mie. Nu o să mă bag. Trebuie să vă vindecați. Semnul de foc își apără o relație. Semnul de foc își apără o relație. Eventual consideră că a riscat să meargă în afara relației și vrea să vindece această situație. Acum, cine o fi aici? O doamnă independentă, frumoasă, care vrea să comunice. Că sunteți voi vărsători, că sunt ei, iar variază. Comunică despre principii, despre stabilitate.
Dar, repet, cineva nu se deschide nici aici, nu se deschide, nici aici, nu se deschide. Nu sunteți deschiși unul față de celălalt. Asta e. Vărsătorul cu fecioară. De trei ori. În primul rând, argumente. Argumente. În acest moment, secrete, emoții negative, frici negative, zic, pentru că mai este central, cineva este supărat. Cineva este supărat. Așteaptă un gest de împăcare din partea cuiva, dar gestul ăla de împăcare nu vine, pentru că celălalt fuge. Da? Șapte de spade. Celălalt fuge, creează jocuri mentale. Jocuri mentale. Trebuie să aleagă. Unul dintre voi trebuie să aleagă între a manifesta aceste jocuri mentale cu cineva, cu fecioara, da? Iau de apărut și fecioara. Sau a echilibra, jocurile mentale dezechilibrează, sau a echilibra situația, a colabora, a crea stabilitate, 3 și 1, 4, a comunica direct. Și ce vă place și ce nu vă place, trebuie comunicare și emoțională și rațională, dar nu jocuri mentale. Repet, sunt niște lucruri pe care nu le înțelegeți, care țin de mamă, de emoții, de feminitate. Luna, peștera, scorpion, apare aici, sunt marcajele voastre. Dar, repet, central cineva e supărat. Se uită la această lună, la aceste confuzii și celălalt, în loc să vină cu împăcarea, fuge. Asta e, deocamdată. Acum, vărsător cu cine urma? Cu balanța. Citeați mai tare. De trei ori, uite, balanță. Balanță. Pasiune. Bucurie. Balanță, pasiune, bucurie. În septembrie. În septembrie aveți o creștere. Interesant. Rămâne de văzut pentru cine. Haideți să vedem. De trei ori odată. De două ori. Înseamnă că tot ce am zis mai devreme este cu altcineva. Balanța caută în altă parte. Chiar sub balanță. Și balanța caută în altă parte. Îmi pare rău. Deci, 8 de spade, 3 de spade, 7 de băte. Un stres mental, o obsesie mentală care trebuie transformată. Cineva nu găsește soluții. Cum să iasă din acest cerc, da, relație karmică. Pentru că ai experimentat numai dezamăgiri, numai răni, aer cu aer. Aveți nevoie de emoții, aveți nevoie de blândețe, de poezie, de drăgălășenie. Unul se simte rănit, celălalt se simte blocat mental. Și uite așa, culori triste, închise, o energie închisă. Te-ți într-un cerc, schimbați un pic energia. Șapte de băte. Cel puțin unul dintre voi devine defensiv în această situație, tocmai pentru că ai experimentat ce? Na. Durerile astea.
Situația între voi se dezvoltă foarte greu, foarte greu. Ca să aveți o relație stabilă, practică, se dezvoltă foarte greu. Trebuie să treceți prin acest cavaler de monede care merge foarte încet, foarte încet. Și acest lucru devine intoxicant. Poate unul este preocupat de bani, poate este unul preocupat de alte lucruri, poate unul are adicții, are un ego imens, da? Sunt multe variante. Un mental, că avem spade, un mental negativ, unul dintre voi nu gândește corect. Sau are un stil de viață. Are un stil de viață. Nasol. Și din acest motiv nu se poate construi. Din acest motiv, cel puțin unul va pleca într-o altă direcție, către stea, da? Către destinul său. Bănuiesc că Saturnul, când va veni, vă va transforma relația. Saturn vă va aduce stabilitate într-o altă direcție. Lângă oameni, cum am zis mai devreme, la început, petreceți timp de calitate, oameni care își cunosc valoarea, oameni care vă apreciază valoarea, da? Acolo, ia uite, acolo găsiți victoria. Nu aici. Oameni care se mișcă încet și care dau bani. A, interesant. Cineva dă bani pe niște chestii adictive, toxice. Jocuri, femei, țigări, băutură. La. Asta e. Așa văd, așa citesc. Acum, ceram la vărsător cu săgetător. O dată de două de trei. Vărsător cu săgetător. O dată de două de trei. Săgetător cu săgetător. Secrete. Există un personaj secret în viața unuia dintre voi. Semn de apă, peșrac, scorpion, o mare preoteasă. Niște mistere care vă îndeamnă să riscați într-o nouă direcție, spre zero, da? Vă îndeamnă să vă transformați viața. Dacă până acum săgetătorul sau unul dintre voi s-a consumat în direcții neplăcute, acum vrea într-o altă direcție. Posibil cineva cu marcaj în rac, în pești, în scorpion. Central. 5 de cupe, lacrimi. Sau acest personaj cu marcaj de apă. Deci vorbim de vărsător cu săgetător. Unul comunică mental, unul spionează, altul comunică pasional despre lucruri care înalță. Din păcate, stau spate în spate. Stau spate în spate. Pentru că foarte posibil, repet, pentru unii să fie un personaj care plânge pentru unul dintre voi. Pentru voi sau pentru ei există cineva la mijloc care plânge, regretă. Da? Posibil acesta. Dacă s-a comunicat mai insuficient, mai imatur, mai monden, mai subțirel, se regretă acest gen de comunicare pentru că este nevoie, mai ales cu săgetătorul, să cum și cu vărsătorul, varianta superioară a vărsătorului, să comunicați într-un mod care transformă, care crește 8, transformă 9, mergeți către na, creștere spirituală, Jupiter, dar tindeți în sus, nu către lucruri care sunt aici, existente în jurul nostru. Da? Posibil unul dintre voi este interesat de astrologie, de vindecare, de transformare, da? A credinței, printr-o nouă viziune, nouă viziune, care o fi acel, rămâne de văzut. Dacă vreți să mergeți în aceeași direcție, trebuie să vă schimbați și voi direcția. Care o fi acesta, rămâne de văzut. În ce postură sunteți voi. Dar la mijloc apar lacrimi, regrete. Foarte posibil, interesant. Cineva se întoarce să vadă aceste două cupe, să-și vadă sufletul pereche în altă direcție.
Vărsător cu capricorn. Capricornul e defensiv. Capricornul e defensiv. Capricornul e defensiv. Pentru că există o energie intoxicantă. Cineva fuge de stabilitate. Patru de bâte, poate de monede, poate de spade. Unul dintre voi conștientizează că are nevoie de vindecare, regina de cupe, de emoții, regina și consilierul și valetul de cupe. Unul dintre voi are nevoie de emoții. Aveți faetonul, regele de bâte și trei de monede. Regele de bâte cine este? Posibil capricornul acesta are marcaj în săgetător. E situație la locul de muncă. Posibil unul dintre voi să fie șef, da? La locul de muncă. În acest proiect, în această echipă, unul dintre voi să fie șef. Dacă vreți să colaborați, practic, aveți victorie. Însă sentimental, văd totuși că acest capricorn este defensiv. Așa văd. Altfel, cărțile arată bine la suprafață. Dacă vreți să aveți victorie, trebuie să aveți multă încredere în voi, energie, pasiune, pe care o să o puneți într-un mod creativ în această colaborare-construcție. Multă energie ca să puteți să combateți acest capricorn defensiv. Posibil pentru unii. Și să nu fugiți. Da? Dacă voi sunteți aici care vă lăsați intimidați, să nu fugiți. Dacă vreți să aveți victorie. Acum, vărsător cu vărsător. Să vedem ce faceți. Să vedem. De trei ori. Deci, aveți regele de spade, patru de spade și Pluto transformarea. Unul dintre voi a încercat să fie autoritar, unul dintre voi nu se exprimă emoțional, unul dintre voi se exprimă mental, vorbește destul de puțin și celălalt are nevoie de mai mult, are nevoie de mai mult. Și trebuie să vă vindecați celălalt, să vă găsiți echilibru mental, să vă vindecați de ce nu s-a spus, de ce s-a spus prea dur, că cineva a încercat să controleze mental. Cel mai puternic dintre voi doi. Trebuie să vă vindecați, să vă conectați la spiritualitate, ca să puteți la îngerii voștri să vă ascultați intuiția, să vă ascultați îngerii, ca să puteți transforma. Pentru că această relație, la un moment dat, a fost pe moarte. Da? Trebuie să o transformați radical, să o reînviați. Trebuie să vă ascultați ghidajul ca să vă găsiți pasiunea și încrederea. La capătul setului de cărți aveți șase de cupe. Vă cunoașteți de mult timp, din copilărie, de mult timp. Poate unii ați avut și o căsnicie sau aveți căsnicie, unii dintre voi. Dacă vreți să transformați această energie, să vă împăcați, să vă materializați acest vis, acest ideal, care a fost cândva, trebuie să schimbați energia, să schimbați felul în care comunicați, da? E aici o comunicare, da? Deci ce frumoase! Telepatică, emoțională, profundă, nu? Așa, nu așa. Și trebuie să schimbați radical și în primul rând, cel puțin unul dintre voi, dacă nu chiar amândoi, trebuie să vă transformați emoțional, să învățați să vă iubiți, cum am zis la început, iubește ceea ce ești, cine ești. 8. Transformare, căsătorie, este casa căsătoriei, a concubinajului. Transformați aceste cupe goale, experiențe pe care le-ați avut cu acest partener, cu alți parteneri, care v-au lăsat goi emoțional. Mergeți către 9, către 8, da? 8 către 1, către 9, da? 8 și cu 1, 9, da? Trebuie să învățați să vă iubiți ca să
puteți transforma radical această transformare, schimbare de energie, renaște, da? Ca să schimbați această relație, ca să aveți încredere, dragii mei. Femei, bărbați, depinde ce postură sunteți, ca să aveți încredere și să vă conectați la acest foc, trebuie să vă găsiți dragostea de voi înși vă, ca să puteți să discutați de la egal la egal, da? Bărbat, femeie, nu contează. Versetul cu peștișoare. Păstrez atât. Unul dintre voi e cam supărici. Patru de cupe. Bănuiesc că peștișorul e cam supărici. Cam supărici, da? Cartea a venit. La orizontal. Dacă faceți un gest de împăcare, șase de cupe, dacă vă duceți o comunicare, da? De la suflet la suflet, nu de la minte la minte, puteți să schimbați această energie, da? Să nu mai fie supărată persoana, că sunteți voi, că sunt ei, că poate aveți planete acolo, iar variază. Cu siguranță unii aveți planete în pești. Da? Cine e supărit, așteaptă un gest de împăcare sau speră, da? Dacă se va face gestul din partea lor, din partea voastră, rămâne de văzut, puteți să o luați de la... surpriză! De la început și să aveți un nou început într-un cu pasiune. Puteți! Da, puteți! Există un risc în chestia asta, dar există și pasiune. Pasiune clar există pentru unul dintre voi. Ori vărsătorul e obsedat de această situație. Vărsător și nu obligatoriu să fie vărsător. Poate această stea să fie persoană publică. Unul dintre voi posibil să fie persoană publică și celălalt să fie făcut o pasiune, o obsesie, o dorință. Da? Stea nu e obligatoriu să fie vărsător. Posibil să fie persoană publică. Însă, ce important, însă, dragii mei, de-aia zis că există un risc. Există un risc. Dar dacă vi-l asumați, puteți să manifestați ceva frumos, spectaculos. Da? Pasiune. Însă, aceste două cărți arată că o persoană poate fi atinsă mai greu și celălalt tocmai din cauza că este atinsă foarte greu, adică este pus undeva pe un piedestal, din cauza asta celălalt devine mai obsedat de ea. Cine este rămâne de văzut. Da? Nu e obligatoriu să fie vărsător aici, dragii mei. Nu. Dacă există niște obsesie, dacă există o mândrie, dacă există ego, vindecațiile. Vindecațiile. Da? Vindecare arată și șase de cupe. Împăcare. Oferiți această cupă. Da? A împăcării. Oferiți cupa împăcării care vă aduce stabilitate, patru, emoționale. Da? Lăsați ego-ul, orgolile. Vorbiți din suflet. Că puteți. Puteți. Da? Că și peștii au planete în vărsător și voi aveți planete în pești. Deci se poate, dar depinde. Dacă faceți acest gest de împăcare, dacă riscați. Și noi știți că ăsta poate fi foarte bine vărsătorul sau berbecul. Dacă aveți această încredere într-o nou început, puteți să aveți, puteți să-l manifestați. Dacă aveți încredere, se manifestă lucrurile. Aici, credința îl ajută pe nebun să meargă către destinul său. Dacă nu are credință, va pica. Aici e. Dacă aveți credință, puneți în practică focul ăsta. Și repet, cineva e la distanță, posibil să fie într-o postură mai bună decât celălalt, măcar din punct de vedere spiritual și public. Și celălalt a făcut o obsesie. Posibil, numai nou, vărsătorul are o adicție, iar care trebuie vindecată. Care trebuie vindecată și trebuie discutată. Trebuie discutată.
Acum, poate voi sunteți supărați și trebuie să vă găsiți echilibru, să lucrați ca să munci pentru sănătatea voastră emoțională. Dar trebuie să riscați. Cam atât e. Vă mulțumesc pentru răbdare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!